Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut la 14 iulie, ai o calitate dificil de înțeles și de definit. Datorită sociabilității și deschiderii tale, îți faci prieteni cu ușurință, dar în același timp ești foarte independentă și destul de departe de ceilalți. Există un contrast puternic între sensibilitatea naturii tale emoționale și mintea ascuțită astfel încât să poți fi fie rațională și obiectivă, fie visătoare și imprevizibilă, ești convingătoare, dar dacă imaginea ta puternică și demnă de încredere nu este suficientă pentru a câștiga adversarul, vei umple golul cu un farmec inimitabil, unii dintre ei sunt atrași de tine încă de la prima întâlnire, dar la fel de bine poți câștiga inimile cu o metodă opusă, abordarea ta este imperceptibilă și invizibilă cei care, la început, își fac o impresie despre tine ca personalitate conservatoare sau chiar incoloră, cu profesionalismul și obiectivitatea ta, câștigi întotdeauna încrederea după aceea. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sinceritate puternică, milă, mister, Loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fantezile. fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală nu-ți place să reinventezi roata? De obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzoală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, Ești neobosită, n ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul Zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și lipsa calităților de conducere. Ești semnificativ diferită de indivizii tipice ai racului. Ești foarte sociabilă, așa că îți faci rapid prieteni și menții relații prietenoase pentru o lungă perioadă de timp, cu toate acestea, îți păstrezi judecata independentă și te împotrivești cu ușurință, tu provoci sentimente conflictuale, pentru că poți fi atât restrânsă, cât și rațională, precum și foarte imprevizibilă și visătoare. Toate acestea conduc la faptul că multe dintre acțiunile tale sunt comise sub influența emoțiilor, pe care apoi le poți regreta. Dar, destul de ciudat, mulți prieteni îți iartă cu ușurință această incontinență, continuând să comunice fericiți cu tine, poate pentru că îi atragi cu un simț sănătos al umorului. Cel mai uimitor lucru este că atractivitatea ta lucrează la un nivel inconștient. Poate că acest lucru se întâmplă deoarece tu înseți nu vezi farmecul personal ca un scop în sine, ci doar ca o modalitate de a lumina pe alții. Ai abilități profesionale strălucite. Poveștile pe care le spui sunt întotdeauna fascinante și veridice. Astfel, este aproape imposibil să fii prinsă cu vreo minciună. Dacă tu spui adevărul, aceasta va sublinia din nou valoarea informațiilor pe care le disminezi. Din nefericire, te confrunți adesea cu suspiciune, deoarece poveștile tale par prea autentice, în ciuda farmecului rar, al încrederii în sine și a unui simț sănătos al umorului, te scufânzi periodic în depresie, fără un motiv aparent. Cu toate acestea, cine dorește, poate observa că în imaginea ta există întotdeauna o atingere abia perceptibilă de tristețe, dar aceste lucruri te face să fii și mai atrăgătoare, mai umană, lăsându-te singură, te supui în întregime forțelor plutonice sumbre care trăiesc în sufletul tău, deci este puțin probabil să fac o greșeală dacă susțin că te afli toată viața în contact cu cele mai întunecate laturi ale naturii umane. Deoarece cei din jurul tău te admiră cu sinceritate și ascultă mereu opiniile tale, ar trebui să verifici cu atenție adevărul narațiunilor tale nesfârșite. Nu face prea puternic amestecul de ficțiune și fantezie. Foarte simplă în comunicare, ești capabilă să ajungi la o audiență uriașă de ascultători. Talentul tău de scriere este unic și, ca și cel al magicienilor, este inepuizabil. Dacă nu te înțelegi pe deplin, poți să abuzezi de această influență și să-i manipulezi pe cei dragi din mod inconștient. Aceste lucru este plin de consecințe periculoase, te distingi față de alți nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești o persoană tristă, delicată, amabilă, poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau, din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 14 iulie soarta ta? Ești puternică, intenționată și posezi un magnetism intern unic. Abilitățile tale extraordinare pot fi remarcate încă din copilărie. Tu comunici perfect cu ceilalți oameni și în mod imperceptibil pentru cei din jurul tău, poți începe să manipulezi cu pricepere. Uneori Folosești ca instrumente de persoasiune farmecul tău natural. Ești un bun psiholog? Prin urmare, prefer să construiești relații cu ceilalți pe baza încrederii, să cunoști secretele altora și să dai sfaturi. Dragostea este în centrul atenției tale. Odată cu vârsta, acest lucru devine vizibil chiar și în modul de îmbrăcare. Îți place să faci impresie cu abilitățile tale creative, dacă le dezvolți, Poți surprinde nu numai pe cei apropiați. Ai o imaginație inepuizabilă, așa că poți fi un bun scriitor. Dacă ești inclinată să ascunzi acest talent în tine, poți păstra un jurnal. În același timp, poți fi prea rațională, nu vei pierde beneficii materiale. Ești foarte sinceră și milostivă, dar în același timp poți demonstra acțiuni egocentrice. Ai dorința de a-ți face casa confortabilă și perfectă. Ești capabilă să insufli maniere bune copiilor tăi, cu toate acestea, nu ești lider, emoțiile te împiedică să faci acest lucru. Dacă ești îndreptată în direcția bună, datorită rudelor, prietenilor sau celei de-a doua jumătăți, poți reuși să obții un succes semnificativ în activitățile de afaceri și profesionale, în haine sau accesorii trebuie să adaugi ceva de culoare alb aceste lucruri sunt cele care îți întăresc energia uimitoare, dragoste și compatibilitate. În relații, te confrunți adesea cu dizarmonie între dorința de libertate personală și dorința de stabilitate și fiabilitate. Cu toate acestea, ai nevoie de mai multă încredere și loialitate decât de independență astfel încât atitudinea romantică să depășească ezitările și îndoielile care apar atunci când te gândești la relații pe termen lung. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul, fecioara, capricornul, taurul și peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, Săgetătorul și leul, cele mai multe alianțe nereușite sunt cu berbecul, gemenii, racul și extrem de rar cu vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești o profesionistă, te distingi prin judecata obiectivă asupra diferitelor probleme de lucru. Poți fi un manager excelent care respectă opiniile subordonaților și este dispus să-și accepte problemele cu înțelegere. Farmecul inerentă te ajută în construirea unei cariere. Datorită acestor calități, poți convinge orice sceptic ai dreptate, dar numai în cazul în care ai această inspirație. În restul timpului, dai impresia unei persoane triste și uneori depresive, sănătate și boli. Ar trebui să acorzi o atenție specială a sănătății. Poți deveni repede infectată cu bol de piele, ești predispusă bolilor respiratorii acute și problemelor asociate cu tractul digestiv, tu poți da impresia unei persoane care suferă, dar de fapt tu ești în procesul de redresare și de vindecare. Tu aparții categorie rare de persoane pentru care depresia este necesară pentru o dezvoltare ulterioară. După aceasta, tu simți o creștere de putere, apariția unor idei noi și lumină la capătul tunelului. Tu ești pe deplin capabilă să exerciți o influență stabilizatoare asupra ta și asupra celor din jurul tău, dar, pe de altă parte, te supui periodic torturii masochiste, exploatând în mod activ laturile plutonice ale naturii tale. De regulă, dieta ta este foarte neobișnuită, iar dorința de a face exerciții fizice este aproape absentă. Destinul și norocul, universul te a înzestrat cu o vitalitate puternică, ești ambițioasă, ai un sentiment de superioritate față de oameni, te străduiești să-ți atingi scopurile prin orice mijloace, chiar încălcând canoanele morale. Poți manifesta interes pentru ocultism, percepția extrasenzorială, misticism, iubești să călătorești. Din punct de vedere financiar ești norocoasă, dar incapacitatea de a fi economic îți poate crea probleme în sfera materială. Sfaturi pentru tine, recunoaște și stăpânește puterile proprii de seducție. Când reușești acest lucru, folosește-le în serviciul forțelor constructive superioare, efectul tău asupra celorlalți este în conformitate cu ceea ce ești tu în realitate deși te vei dezvolta fiind conștientă de latura ta întunecată, urmează ca la cea bună. Acordă atenție sănătății tale deoarece în fiecare an numărul problemelor din aceste domeniu va crește. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și ea amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald în ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente. Fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze, acesta este un portret general pentru tine, te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.